George, este un cantonament în Antalya. Ai făcut deja primele antrenamente, primele alergări, nu? De după operație. Da, bună ziua. Sunt foarte fericit că sunt cu băieții în cantonament. Sunt primele mele antrenamente după mult timp în care n-am fost cu băieții la antrenament, deoarece am făcut recuperarea separat și sunt foarte fericit că pot să alerg, că pot să mă antrenez, că sunt în grup cu băieții și în cel mai scurt timp sper să pot să mă și antrenez cu ei, nu doar singur. Cam cât timp crezi că îți va lua ca să te antrenezi și cu echipierii? Păi, na, asta nu pot să știe exact, că e în funcție de cum evoluează genunchiul, dar să zic așa, să aproximez, cam în 3 săptămâni, o lună și un pic, ar trebui să pot să intru cu băieții la antrenament. Mai prinzi meciuri din sezonul ăsta? Păi, sigur, da. Dacă am fost chiar acum de sărbători, am fost la doctor în Italia la control și mi-a zis că maxim la sfârșitul februarie, pe începutul martie, ar trebui să pot să fiu chiar pe teren. Cum e efortul fizic? Simți vreo durere? Te jenează? Sunt mici, am o mică jenă, să zic așa. Na, dar este normal tot timpul după o accidentare, mai ales după două operații cum am avut eu, este normal la început să fie o mică jenă, dar dureri nu sunt. Genunchiul meu s-a prezentat foarte bine, m-a ajutat corpul foarte mult în recuperarea mea și este chiar foarte bine, neașteptat de bine, să zic așa. Ești un jucător tânăr, ai început ca dintr-un sezonul, erai pe val și a venit acea accidentare, nu știu. Mental vorbind, ce îți trece prin cap în acele momente? Mă dau seama că a fost foarte, foarte greu pentru mine când am început sezonul cum l-am început. Când m-am accidentat, eram golgheterul campionatului, dar au fost atunci, la început, după accidentare, au fost câteva săptămâni în care m-am gândit tot timpul la chestia asta, dar am basculat repede pentru că viața de fotbalist este cu urcușuri și coborușuri și cum am reușit să ajung sus, iar să cobor, cu siguranță în cel mai scurt timp voi fi iar sus. Ai avut și, nu știu, gânduri că există posibilitatea să te lași, să fii nevoit să te retragi? La început, da, pentru că au fost mai multe voci. Am avut o accidentare foarte gravă care a trebuit să o fac, operațiile au trebuit să le fac din două, să zic așa. Și m-am mai auzit voci pe colțuri că îmi va fi foarte greu să mai joc, îmi va lua un an și ceva să pot să alerg. Dar uitați că în 4 luni am reușit să alerg, așa că nu am ascultat pe nimeni, știam ce am în cap, cu ajutorul familiei, staff-ului, echipei. Am reușit să trec peste acele momente și acum mă gândesc numai la viitor și să sper să fie totul din ce în ce mai bine. Echipa Sportiv Vorbind nu prea o duce bine, e în coada clasamentului. Cât de multă nevoie au de tine? Păi, cred că au nevoie, nu? Dacă mai ales că noi am început campionatul destul de bine, primele 4-5 etape, nu știu, cred că eram pe locul 3 și după aia a venit o cădere, dar au fost multe cauze care au făcut ca jocul echipei să nu mai arate așa foarte bine. După accidentarea mea au fost foarte mulți jucători care s-au accidentat, probleme de lot, și de-aia cred că au fost problemele astea. Dar după aia, după ceva timp, au început iar să joace destul de bine băieții, să aibă rezultate. Sunt oscilații care trebuie să le reglăm și sper ca în cât de curând și cu venirea mea pe teren, sper ca totul pentru echipă să meargă mai bine. E prima ta accidentare? Da, e prima mea. Eu până la vârsta de 24 de ani, n-am avut nicio accidentare. Cred că cel mai grav am avut o întorsă la gleznă care m-a ținut 2-3 săptămâni. Dar în rest n-am avut niciodată vreo problemă. Este pentru prima dată când am o problemă și a fost și gravă, să zic așa. Ce crezi că o să urmeze când o să revii pe teren și la antrenamente, dar și în meciurile oficiale? Goluri, pase de gol. Dribbling-uri, pentru că asta m-a făcut pe mine cunoscut, să zic așa, capacitatea mea tehnică. Și asta o să ne aștepte. Altceva n-are ce să ne aștepte, cât goluri și meciuri bune. Mersi frumos. Cu plăcere.